Lăudați, slăvit și onorat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Voi recita poezia, știi pe cine scoți afară. În sfârșit, iată cetatea, spune Iosif între seară, când venea din Galileea, tot călătorind prin țară. Ca să împlinească în totul o poruncă ce a fost dată, să se înscrie cu Maria când era însărcinată. Cel mai greu era acum să găsească găzduire, de aceea se îndreaptă spre un loc de poposire. Nu se poate să gândește să refuze să-l primească, mai ales dacă le spune că ea trebuie să nască. După cum și-a făcut planul, cu curaj la poartă bate, așteaptă cu nerăbdare cineva să se arate. Vine o slugă, când îi vede, spune la stăpân îndată, că afară stă un om și o femeie însărcinată, care s-ar putea să nască, își dă sluga cu părerea, observând pe fața ei cum își ascundea durerea. Spune-le că nu am loc, hanul-i plin în astă seară, să încerce în altă parte și lăsă la poartă afară. Grajdul de alături însă-i primul loc de găzduire pentru cel venit din ceruri să ne aducă mântuire. Primii care aflat au vestea sunt păstorii ce veghează lângă turme când lumina și mesajul iluminează. Pleacă imediat păstorii care vestea o aflară și îl întreabă pe păstor, știi pe cine ai scos afară? Stai să spunem vestea bună, credem că-i și pentru tine. Astă noapte era lună, stelele toate senine. Și deodată o lumină strălucește așa de tare, luminând întreg ținutul, parcă-i răstăris-o în soare. Pe noi ne-a apucat frica, dar un înger cu un mesaj ne-a spus ca să nu ne temem. Atunci am primit curaj. Și deodată el șoceată, ca de o oaste îngerească, pe Dumnezeu prea înaltul începură să-l slăvească. Slavă-i fie sus în ceruri, cât și pace pe pământ, după aceea dispărură cum venir așa în vânt. Nu te supăra, stăpâne, dar acum, în astă seară, pe mântuitorul lumii tu l-ai scos din casa afară. Noi suntem convinși de asta, căci am fost și l-am văzut, așa cum ni se spusese, dar nu-i bine ce ai făcut. Domnul vrea să-ți intre în casă, cu a sa pace și iubire, va fi gata să-i ofere inima ta găzduire? El și astăzi stă afară, stă la ușile încuiate, poate fi ultima oară când mai stă și cât mai bate. Noaptea este pe sfârșite, zorii zilei dau să apară. Dacă nu vrei să-l primești, știi pe cine scoți afară? A venit ca să-ți dea viață, mântuire, fericire. A venit ca să te ducă de aici în nemurire. Știi că-i fiul celui veșnic, fiul tatălui iubit. Dacă îl primești în casă, ai să fii și tu primit. Ziua lui așa de aproape va veni a doua oară. Toți acei ce l-au primit nu vor rămânea afară. Amin.